Vă era frică pentru viața voastră? În Moldova, dacă ai bani și influență, poți face tot. Voi planificați să reveniți în Republica Moldova? E că nu se pot vorbi liniște despre asta. Încă nu ai un job. Păi noi, dacă trebuie, ne ducem și prășim. Dar mai puțin ai vorbit tu despre asta. Dar ți-i și-ți pare că tu ești mare stea aici, mare vedetă. Voi ați fost la un moment dat la un pas de divorț. Eu nu știu dacă eu o să mai găsesc vreodată un bărbat ca el. Tu cum ai descrie orgasmul feminin? Nu puteți ne wire. Tu, fato, despre ce vorbești? Poate de atât acum să așa hăbăucă, da, nu știu. Olga, am văzut că recent pe story tu ai postat ceva destul de curios, că ți este dor de nunțile și ceremoniile din Republica Moldova și cum ai simțit asta, anume, care este cea mai mare lipsa ta de când ai plecat în Marea Britanie? Știi, eu sunt un om foarte comunicabil și pentru mine comunicarea vie este o esență. De ce? Pentru că eu mă încarc, pentru că eu văd ochii omului, pentru că eu pot să simt ce simte el, pentru că pot să-l înțeleg mult mai bine. Și de când am plecat, am început cam să urăsc telefonul. Din cauza asta m-am prins pe gândul că am devenit foarte inactivă pe online, pentru că nu vreau să iau telefonul în mână, pentru că toată lumea care mi-e dragă, toată lumea, cu toți am conexiunea doar prin telefon. Bine, în afară de soț și copii, da? Și evident că vrei un dans, o noapte plină de dansuri, așa că să te doară picioarele, să chiui, să pierzi vocea, știi? Că totuși, aceste tradiții noastre și spiritul de sărbătoare pe care îl avem noi, în Moldova, moldovenii în sânge, în ADN, chiar aș spune, nu este peste tot. Adică, bine, britanicii au alt fel de chef. Tot este destul de gălăgios și turbat, dar nu-i ca al nostru, știi? Eu, de felul meu, am nevoie de această comunicare și de acest drive, știi, de aceste emoții vii, emoțiile astea când, nu știu, e dezbrăcatul miresei, eu la toate miresele plâng întotdeauna, nu știu, mi se pare atât de frumos când mamele nu că și-au rămas bun, dar cumva își trimit fetele în lumea cea mare, știi, în viața melodia, de feminimătură. Da. Eu întotdeauna plâng la cânticul ăsta. Nu știu de ce. De fapt, o perioadă nu plângeam, dar de când au apărut copiii, cam, știi, simți că te cam împunge așa, sau are mama trei ficiori, gata. Asta e piesa mea preferată, sub care eu numai decât trebuie să trag o lacrimă, știi? A trebuit să pleci din Republica Moldova ca să înțelegi că îți plac nunțile moldovenești, dar ce te-a determinat să pleci din Republica Moldova? Pentru că știu că tu recent, cumva, practic la începutul pandemiei, în martie, ai luat copii într-o bună zi și ai plecat, dar deja soțul tău era acolo. Cum ați luat această decizie? Din start a plecat, în genere, totul s-a început 4 ani în urmă, când noi gestionam o afacere în Chișinău. Și cu brio am pierdut-o și sora mea lucra la mine ca administrator. Fiind ea rămăsese fără lucru, noi eram pierduți pentru că am rămas cu 2 copii mici și 1 bebeluș de tot. Nu știam ce să facem, prinde datorii, probleme, cum să ne descurcăm. În fine, sora mea a zis că uite, eu cred că o să plec. Și noi fiind, în genere la mine familia este din categoria de familii super unite, toți împreună, mereu unul lângă celălalt, știi, așa am fost noi educați, nu știu, din start. Și pentru noi asta a fost ca un fel de, nu știu, o ruptură de suflet. A fost super dureros. Eu am plâns, cred că vreo 3 luni la rând, nu mă puteam liniști că sora mea nu este lângă mine, știi? Și după care, trecuse ceva timp, au plecat și părinții mei la ea ca să încerce să-și aranjeze o viață mai liniștită pentru bătrâneți. Bine, părinții mei sunt tineri, dar oricum e bine să te gândești ce o să fie după. Ei au plecat, sora mea cumva i-au ajutat să se angajeze la muncă cu documente, că acolo durează un pic de timp. Dar istoria noastră a fost în general. Eu întotdeauna am spus că eu din Moldova nu plec.
Pentru că chiar dacă, nu știu, mult am suferit și am avut foarte multe pierderi financiare și oamenii nu întotdeauna sunt dintre cei mai frumoși și minciună și numai amăgeală în țara asta e una peste alta că nu mai știi în cine crezi, am zis că eu nu mă duc de aici, gata, eu rămân în Moldova, eu sunt din Moldova. Până tatăl meu a plinit 50 de ani și a fost una februarie. Și i-am spus lui Sandu, zic, uite, eu tare vreau să-l văd pe tata, să-l felicit personal. Hai să-i facem o surpriză. Hai să-i facem o surpriză. Noi am cumpărat bilete la avion, am zburat la ei, am ajuns dimineața, era ora 4 sau 5 dimineața, i-am trezit din somn, părinții mei nu au înțeles ce se întâmplă, de unde v-ați luat voi aici și în general, că am vorbit seara și erați acasă. L-am felicitat pe tata și atunci sora mea, într-o glumă, a zis peste câteva zile, zice, băi, dar nu vreți să aplicați la Nino? Nino asta este un număr de identificativ pentru fiecare cetățean care vrea să muncească, să locuiască în altă țară, în Marea Britanie. Și zic, băi, deci, uite, cu siguranță îți vădăi foarte greu numărul, pentru că acum sunt mulți și bla bla și Brexit și nu știu cum. Zic, hai, ne-am dus noi, am depus actele, zic, o să vedem ce o să fie. Ne-am înscris. Când ne-au înscris, ne-au înscris în martie. Zic, wow, da. Și noi am venit în Chișinău și peste o lună am zburat înapoi. Am depus actele la Nino, le-am primit și noi deja în momentul acela eram, deja pe parcurs la toți anii ăștia s-a întâmplat că noi am mai avut încă o afacere și pe asta tot cu brio și din neatenție am pierdut-o și iarăși am rămas cu o sumă destul de rotunjică în datorii. Și atunci Sandu a zis că, uite, eu cred că muncind aici, eu niciodată nu o să pot, eu nu știu câți ani trebuie să muncesc în Moldova ca să pot să întorc la toți tot ce avem de întors. Eu cred că trebuie să plec. Și dacă până atunci, încă plecarea lui surorii mele, plecarea părinților a fost cât de cât așa ok, atunci când a plecat Sandu, eu am zis că, oh, wow, stai un pic, nu-i tot așa de ușor. Și trebuie să mă adaptez la tot ce mi se întâmplă în viață. Toată viața mi-am cumpărat ochelari de soare de 5-10 dolari. Niciodată nu eram dispus să dau mai mulți bani pentru o pereche de ochelari, deoarece consideram că acest accesoriu este mai mult pentru a fi cool și nu pentru protecție. Recent am descoperit OptiPlaza, iar consultanții de aici mi-au explicat care este diferența între o lentilă bună pentru ochelari de soare și una rea. Tot aici am aflat că sunt soluții pentru cei care vor să combine ochelarii de vedere cu cei de soare. Aaaa, pa, pa, pa! Poți să-ți iei o pereche de ochelari de soare sau una de vedere. Mai mult chiar, le poți ușor combina 2 în 1 cu ajutorul ochelarilor clip-on. Atenție, ochelari de soare, hop, ochelari de vedere. E simplu ca bună ziua, oameni buni! Luna asta este ziua mea de naștere și pentru că nu se prevede să am oaspeți, am decis să-mi fac un cadou. Iar pentru că sunt la OptiPlaza, mi-am ales o pereche de ochelari de la Silhouette. Aaa, ia să vedem. Bun cadou, nu? Dacă și voi aveți nevoie de ochelari de soare sau de vedere, veniți la OptiPlaza, care se află pe Bulevardul Grigore Vieru 9. Consultanții de aici o să vă ajute să vă găsiți perechea perfectă în funcție de forma feței, necesitate și stil. Mai multe detalii despre modelele disponibile găsiți în descrierea acestui video. Tu ai zis că și prima și a doua afacere le-ați pierdut cu brio, evident, da, cu ghilimele. În primul rând, pentru precizare, afacere în domeniul divertismentului. Da. Deci era vorba despre karaoke. Club karaoke, da. Și respectiv și oamenii veneau, mai serveau. Și a doilea la fel tot era așa. Ce s-a întâmplat, Olga?
Eu n-am vorbit niciodată despre asta și ți-am mai spus. Dar, bine, au trecut deja mulți ani. Cum mulți ani? Au trecut deja suficient timp ca eu să pot să mă exprim cât de cât frumos și ne supărând pe nimeni, deși noi am fost foarte supărați. Noi am avut o afacere, închiream spațiu de la niște oameni destul de influenți de la noi din țară și lor li s-a părut că o arendă de 5.000 de euro este suficient pentru ei. Noi vedeam că noi nu ne descurcăm și am, peste ceva timp am tins să-i rugăm frumos să ne scadă arenda, pentru că noi, noi lucram doar pentru arendă și atât. Și după care au fost sărbătorile de iarnă, noi înainte de anul nou, țin minte că am zis că hai să cumpărăm, să umplem barul, să fie tot plin, am vrut, am făcut comandă la furnizor de vreo 300 de mii de lei, pentru ca să avem pe X timp, adică să ne ajungă, să nu mai ne jucăm în fiecare săptămână, pentru că atunci înainte de anul nou lumea adusese avansurile și noi am avut posibilitatea să procurăm marfă pentru ca să fie în local, în general. Ca noi să putem în sfârșit, cum a zis Sandu, că în sfârșit noi gata, n-ați trebuia să putem strânge măcar un bănuț. Pentru că noi nu făceam nimic bani deasupra. Noi achitam, îți dai seama, 5.000 de euro, asta nu e ce s-o de euro, știi? În centrul Chișinăului. Centrul Chișinăului, da. Și noi cumva i-am rugat să ne scadă prețul arendei. Trece ceva timp, nimic nu era nicio suspecție măcar că ceva poate să se întâmple. Și cum țin minte că acum, data de 13 ianuarie, a fost vineri, vineri 13, nu știu, a fost pentru noi. Au apărut în local la noi proprietarii clădirii și au zis că aveți 2 zile să eliberați local. Ne-au prezentat niște documente în care noi nu știu de unde s-au luat acolo scăliturile noastre, că noi ne refuzăm de local și apare și încă un domn tânăr care spune eu sunt proprietarul de azi încolo, voi aici nu mai aveți ce căuta. N-am putut nici să ieșim din local. Proprietarii localului sau a chiriei? Deci au venit proprietarii clădirii și deja noul proprietar a afacerii. Voastre? Da. Sună foarte straniu. Sună ca Moldova. În Moldova, dacă ai bani și influență, poți să faci tot. Eu atunci eram adică Vlăduț avea 6 luni, cred, era micuț de tot. Și să știi că eu tare sper că la oamenii ăștia totul este bine și ei sunt sănătoși și bine, dar a fost un moment care pe mine, ca mamă de 3 copii, pentru că acolo tot era vorba de o mamă de 2 copii, proprietara clădirii. Bine, cu foarte mulți bani, evident, dar asta nu amână, sau cantitatea banilor nu amână omenia pe care tu trebuie să o posezi măcar cât de cât, sau un pic de compasiune, nu știu, lucrurile alimentare de care noi, trebuie să ne mândrim și să le manifestăm în mare parte. Și când Sandu a încercat să se zbată, acolo a fost cu... Deci, ca să înțelegi, nu puteam ieși din local fără să verificăm, ne verificau chiar și sacoșele de gunoi. Dacă să nu luăm cumva ceva cu noi din care localul era vostru. Da. Da. Și, ca să înțelegi, momentul cel mai înjositor pentru noi și care ne-a arătat ce fel de oameni ei sunt, în momentul în care, la ultima întâlnire de tot, adică în care, gen, gata, la revedere, asta a fost peste 2 zile, ne-au zis că aveam 2 zile, peste 2 zile noi ne-am dus. S-a dus, de fapt, Sandu, pentru că eu știam că eu dacă să intru, eu sunt mult mai impulsivă la mine. Și eu știam că eu nu o să pot să mă țin în mâine în momentul când eu știu că pe mine m-au lăsat cu fundul pe gheață. Și noi păi, dar voi cum v-ați conformat? Efectiv ați decis să plecați de acolo? Uite, eu îți spun așa. Noi am consultat niște avocați care mi-au zis că, băi, sincer, cu finanțele voastre și cu posibilitățile voastre, cu oamenii ăștia, voi nu trebuie să vă băgați în judecăți, că voi n-ați câștigat. Și nu ați luat nimic de acolo? Nu. Deci ați făcut cumpărături de 300 de mii de lei asta în perioada sărbătorii. Asta pe lângă care am mai avut și plus investiții la tot ce înseamnă amenajare și banii împrumutați. Tata foarte mult ne-a ajutat. Și oamenii și părinților noștri le-au dat cuvântul că nu se va întâmpla nimic și totul e bine. Și... Dar, deci acești oameni sunt din domeniul politicului, din afaceri. Da. Acum mai sunt, mai activează în acest domeniu? Sper că da. La fel de influenți? Sunt.
Sunt influenți. Păi, dar de ce nu ați ieșit Olga și tu și Alex? Erați persoane și sunteți persoane publice. Până acum, de ce nu ați ieșit să vorbiți despre asta? Să pentru că ne-a fost frică. Pentru că nu vreau să zic că au fost amenințări. Am avut mici semne că tășeți. Dacă în vreți, ce an s-a întâmplat să fiți sănătoși. Asta s-a întâmplat în 2016. Asta a fost deja 13 ianuarie 2017, deci peste 2 săptămâni după anul nou. Și momentul cel mai penibil a fost când la ultima întâlnire ne-au scos 2000 de lei pe masă și au zis asta să aveți pe ce trăi prima perioadă. Că au înțeles că voi efectiv nu aveți bani. Da, normal că nu aveam bani. Dar care este explicația voastră? Eu vreau să înțeleg. De ce au avut nevoie de această afacere? De ce în acest mod era atât de bănoasă? Nu, eu nu știu de ce, pentru că mie până ziua de azi nu mi s-a explicat de ce. Am mai auzit și eu că se zvonește prin piață că ei au pornit discuția că noi n-am achitat chiria un an de zile, că noi am fost niște escroci, mincinoși și asta sunt oameni maturi care au atâția bani încât eu nici n-am visat în viață la așa sume de bani, mașini dintre cele mai noi și alte chestii. Nu vreau să spun cine, pentru că sunt oamenii destul de cunoscuți și dacă mă scăp cumva cu vorba o să fie clar despre cine spun. Dar ce putem eu să fac? Când am mai consultat și avocați și am mai vorbit cu oamenii și au zis, toți ne spuneau, nu vă băgați, nu faceți scandal, nu faceți bardac, nu deschideți gura că n-a să termine cu bine. Vă era frică pentru viața voastră, da, pentru viața apropiaților? Da, pentru că îți spun că oamenii par buni la prima vedere, dar au tare multe pietre ascunse și noi am mai văzut câteva momente care au fost destul de așa. Pentru noi, pentru educația mea a fost destul de strană. A doua afacere, aici am înțeles, pentru că în 2017 erau la guvernare Partidul Democrat. Mă îndoiesc foarte mult că altcineva și-ar fi putut permite o asemenea intervenție cu asemenea oameni. Nu știu, eu nu mă implic, eu nu știu exact concret, dar știu că sunt oameni influenți, atâta tot. Ce s-a întâmplat cu a doua afacere? Ai zis că la fiel ați pierdut-o cu brio. Cu a doua afacere noi ne-am străduit să fim mult mai atenți la tot ce semnăm, la tot ce citim, la toate întâlnirile. A doua afacere mai mult a jucat pe încrederea noastră în oamenii cu care ne-am luat, pentru că erau oameni pe care îi cunoșteam și am mers din intenții foarte bune de a face un lucru bun pentru un... Afacerea asta era pornită de un prieten de-al nostru care a decedat mulți ani în urmă. Și evident că părinții lui nu erau în stare să continue tot asta, adică era complicat emoțional. Și noi am zis că băi, des ne luăm, că tot ne cunoaștem și nu cred. Iarăși am împrumutat bani, am intrat în credite. Asta la cât timp? Asta cred că peste vreo, stai să spun, 2016. Deci s-a întâmplat cu prima afacere 2017 ianuarie, a doua afacere? 2018 asta a fost. Voi sunteți foarte curajoși. Da, sau 2000, da, da. Da, dar noi trebuia din ceva să ne hrănim. Și eu am zis că, băi, da să încercăm. La mine Sasha era împotrivă, zic, nu, eu nu mai vreau, zic, uite, cu siguranță o să meargă, o să fie tot bine. Hai încredere. Am făcut conceptul, am pus tot la punct, tot a fost bine. Și iarăși, dintr-un motiv neîntemeiat, peste 2 ani de zile, când noi de bea ne pusesem pe picioare. Bine, localul a devenit foarte popular. Nu era, exact în același domeniu, tot karaoke. Nu era om care nu știa despre noi. Și iarăși am fost prinși în sacul cu bani, că banii îți devin, eu urăsc banii, să știi, eu niciodată, eu nu știu, oamenii pentru 500 de lei sunt gata strașnic ce cuvinte să-ți spună și ce amenințări să-ți dăie și eu văd ce fac moldovenii și fac structurile noastre pentru bani, cum vorbesc executorii care te sună să te întrebi când întoarci datorii, vorbesc cu tine ca cu un câine, ca cu o bucată de hârtie de viceu, ei n-au nicio treabă să-ți spună că a stilichească, asta e om executor care lucrează în domeniu, care n-ar trebui să-și permit să vorbească așa. Dar cum s-a ajuns la așa ceva? Voi aveați niște datorii? Noi am avut credite, două.
credite, s-au luat pe sume mari. Nu reușeați să le întoarceți? Nu, pentru că în momentul în care noi ne-am trezit cu faptul că etajul pe care era localul nostru a fost scris pe cineva din familia proprietarului clădirii și în momentul acela iarăși s-a produs așa un moment că noi trebuia să refacem un contract acolo de prelungire, nana, respectiv ieșea că noi nu am avut nici contractul ăla. Deși noi le propuneam, hai să lucrăm 50 la 50 ca să... Bine, eu pot să recunosc foarte sincer că eu am fost tare de parte. Eu eram cu partea organizatorică mai mult. Sandu a fost mai mult în acte, în întâlniri, în înțelegeri. Dar știu sigur că le-am propus de câteva ori să lucrăm 50 la 50. Noi nu plătim arenda și împărțim venitul cu voi în doi. Vse, voi nu trebuie să faceți nimic, absolut nimic, atât. Ei nu au fost de acord, ei nu ne spuneau că noi nu avem când, noi suntem prea în vârstă, că na-na-na, nu știu cum. Și până într-un final apare, nici de unde apare un om care spune că etajul ăsta deja e a lui și noi trebuie să plecăm. Pentru că noi nu aveam contractul în perioada aia era în proces de refacere și respectiv, gata. Și acolo tot am plecat așa. Doar că acolo datoria a fost de 150.000 de euro, nu de 300.000 de lei ca în prima dată. Bine, o parte foarte bună din banii ăștia eu trebuie să-i întorc tatălui meu. Eu recunosc și... Undeva în mine, eu mă simt vinovată că... E că nu o să pot vorbi liniștit despre asta. Că tata mi-a dat mie banii pentru afacere și eu am pierdut-o. Și tata a plecat cu mama. Deci dacă nu s-ar fi întâmplat asta, ei n-ar fi plecat? Eu cred că nu. Dar mama spune că n-are nicio treabă una cu alta. Dar ai vorbit cu tatăl tău despre asta? El ce zice? El a înțeles situația? Uite, eu tot îi promit și îi spun, uite, să știi că eu cum închid datoriile cu toți străini, imediat mă apuc și de tine și el zice, hai, lasă-mă, te rog, eu te-am ajutat. Păi, dar el ce era? Avea afaceri? Da, tata mi-a avut afaceri pe care tot într-un mod destul de urât a pierdut-o după 20 de ani de creare. Da, și el știa prin ce treci. Pur și simplu, el a suferit destul de mult pentru că vedea că eu repet soarta lui. Știu că Alex a mers în Marea Britanie și uh-huh. lucrează acolo la hotel, ziceai tu. Da? O bună perioadă, nu ați vorbit despre asta. Da. Vă era jenă. Știi de cum ce vedeai am vorbit? Tu situația? Știi de ce n-am vorbit? Am auzit atâtea variante. Unde lucrează soțul meu, că mie mi-era pur și simplu, nu știu, amuzant să ascult. Care și unde și gândi acolo, la construcții, la uzină, la bază. La... Nu este nicio jenă. Noi nu suntem, nu știu, mega staruri, nu suntem, nu știu, oameni cu stea în frunte. Eu știu a lucra la fel cum lucrează toată lumea. Eu, pe 1 martie, noi am plecat din backstage și pe 4 martie eu deja eram angajat la o companie, pur și simplu ca un simplu angajat. Eu nu sunt prințesă și nu am mâini de aur și nu știu cum. Nu, noi suntem foarte oameni care muncitori, dacă trebuie să muncem, muncem zi și noapte. Adică nu a fost că nu vorbim că Alex lucrează la echipele hotel. Noastre știu asta foarte bine care au lucrat cu noi, că noi suntem și o tera baiteaghe, știi? Noi dacă trebuie, ne ducem și prășim dacă trebuie. Și el a plecat, deci n-am vrut să-l deranjeze pe el mult cu întrebarea asta, pentru că în momentul în care noi am spus că el lucrează la un hotel, știi că reacția a fost tare diferită. De la, oi, fu, strașnic, cum să decadă așa, la așa job. Dar el a plecat și lui, din punctul ăsta de vedere, știi când te afli la locul potrivit și momentul potrivit. El, din start, a plecat la convorbiri cu managerii din acest hotel, care au semnat cu el direct contract de muncă. Ceea ce se întâmplă mai rar, pentru că oamenii de obicei lucrează prin agenții acolo, cărora tot le dau ceva și după care, părinții mei, de exemplu, peste un an și jumătate au primit contracte de muncă. Și Alex a primit din start contractul de muncă. Adică asta e asigurare 100%. Ce face la hotel Alex? El este spa attendant, așa se numește
jobul lui sau postura lui, are grijă de zona spa și anume de toate accesoriile, prosoape, halate, papuci, toate dulăpioarele să fie pline, curățel, călcat, împăturești, să vezi și de frumos împăturești el un halat sau un ștergar. Eu zic, trebuie să faci masterclass, pentru că atât de... și le împăturești așa frumos, că să fie compacte, știi? Și de zona spa. Când e perioada lui de muncă, atunci el trebuie să aibă grijă de zona spa. Alex vine din domeniul ăsta, muzică, ceremonii, microfon, tot felul de întâlniri, oficialități și tot așa. I-a fost greu să se transpună, iată, cumva, în această postură? Știi, eu am rămas tare surprinsă în momentul când eu l-am văzut pe el cât de repede el s-a... Știi? Parcă așa s-a întâmplat un click și el... A zis că, oh well, și ce? Mie îmi place. Lui a trebuit chestia asta. Să schimbe domeniul de activitate în totalitate. Pentru că chiar însă și managerii care l-au angajat la serviciu au zis că, băi, tu cu așa CV, tu sigur vrei să lucrezi spa attendant, gen cu salariu minimal pentru Marea Britanie? Tu ești sigur? Pentru că el are salariu minimal pentru Marea Britanie. Asta e cel mai puțin ce poate să fie. Și el zice, da, de ce? Dar, păi, uite, fabrica de staruri, atâtea diplome, atâtea concursuri, atâtea știști, când sunt la atâtea instrumente. Cum? Și acum, datorită carantinii, când el a avut concertul la balcon, ei l-au văzut prima dată cum el cântă și, Doamne, atâta iubire și atâtea mesaje i-au scris colegii de muncă, până și managerul lor personal care l-a angajat, a zis că, băi, Alex, noi am pus ochii pe tine, ne place. De iau, mă rog, au și departamentul de evenimente, au un pian în centrul hotelului, chiar în centru așa. Și Sandu zice, băi, dacă o să mă pună să lucrez când tot ziua, cu mare drag. Pur și simplu a trebuit să treacă prin asta. Îți dai seama că în momentul când el a plecat, din start noi știam, gata, nu mai există că eu sunt cineva, că nu te duci și ești simplu om ca toată lumea. Tu acum ai mers acolo și încă nu ai un job. Nu am un job, dar bine, eu am un job acasă, destul de important, 3 copii cu care eu în sfârșit sunt 24 de ore, ei au avut lipsă de noi 4 ani de zile, noi n-am fost acasă, noi nopțile și zilele le lucram în continuu, fără sărbători, îți dai seama, cele mai încărcate perioade erau sărbătorile de iarnă, primăvară, toate sărbătorile, mama cu tata nu erau acasă. Și acum copiii noștri sunt cei mai fericiți și eu sunt, nu știu cum așa s-a întâmplat, că eu m-am gândit că eu o să mă adaptez mult mai greu, dar eu mă simt foarte bine în postură de mamă și gospodină și bucătăreasă, pentru că am bărbați în casă care mănâncă, asta e minunat, și eu am timp pur și simplu pentru starea mea emoțională de care eu nu mi-am bătut capul de vreo câțiva ani. Dar hai să vorbim un pic despre începuturi, pentru că așa partea asta a ta modernă și prezentul cu această emigrare i-a debusolat pe mulți, pentru că tu și Alex erați văzuți ca un cuplu de succes, el fabrica de staruri, tu venind dintr-o familie, tatăl cu afaceri și tot așa mai departe. Dar la tine cum a fost copilăria? Ce amintiri, iată, sunt cele mai sonore în minte? Eu sunt originară din satul Băcioi, raionul Ialoveni. Și mi-am petrecut acolo 6 ani din viața mea. Noi am trăit într-o casă care... Părinții mei erau tineri, neliniștiți. Trăiam într-o casă făcută doar din... Cum țin minte? Nu era îmbrăcată pe din afară, știi? Erau doar pietrele alea albe și... beton și atât, mai mult nimic între ei. Trăiam foarte, foarte, foarte simplu, dar aveam o mahala plină cu copii și cu toată lumea dansam mereu pe afară. Eu, este că eu sunt mai mare decât sora mea cu 3 ani. Și ea era mai micuță, eu târiam după mine, mama mai avea treabă prin grădină una altă și noi întotdeauna eram afară, întotdeauna la aer curat, după care, bine, am tare, are, până ziua de astăzi, satul și, în genere, zona aceea pentru mine așa e super
călduroasă. Eu acolo locuiesc până ziua de astăzi, bunei mei. Tu mai ai două surori? Da, eu mai am două surori. Și cum vă împăcați voi în copilărie? Eu cu sora mea, spre exemplu, niciodată nu ne-am prea iubit atunci în copilărie. Acum avem o relație specială, foarte bine comunicăm, dar era diferența asta de vârstă și practic eram pe lungimi de unde diferit. Da. La voi cum a fost? Noi cu Valea am fost întotdeauna tare, tare apropiate. Bine, în copilărie ne băteam, ne mușcam până la sânge, până la vânătăi, Doamne, tata când vine și când vinea, ne trăgea o mamă de bătaie. Dar eu eram, eu și acum sunt așa, eu dacă tare, tare te iubesc, eu pot să te mușc așa tare. Dar asta eu nu știu, eu nu pot asta să controlez. Sandu spune că-s carnivor. Zic, măi, dacă mie îmi place, eu nu știu, asta e, uneori știi că când așa de tare iubești, cât mă, e ca așa, știi? E ca asta, e despre mine, nu știu dacă mă înțelegi. Și noi am fost într-o relație așa, ok, până în momentul în care am început să lucrăm împreună. Și asta ne-a apropiat maxim posibil, pentru că ea m-a cunoscut pe mine din perspectiva Olea, care e șefă, care lucrează, și ea, care nu mai este sora mea, dar este lucrătorul meu. Dar perioada asta de lucru împreună pe noi ne-a unit la maxim. Și pentru mine a fost tare dureros când ea a plecat. Foarte dureros. Eu atât am plâns. Și mama îmi spune, măi, ce cu tine, măi, că e aici, e vii, e sănătoasă, nevătămată. Zic, nu, tu nu înțelegi. Că eu puteam cu ea în fiecare zi să mă văd, să ne îmbrățișăm. Ea la mine este așa un pic mai în formă, mai așa, mai dolofană. Și nini, dragă, eu nu mai pot. Eu când o văd întotdeauna să o apuc așa de obrăjori, să o sărut. Și ea a plecat și da, lucrurile un pic s-au schimbat, pentru că normal s-a creat un pic diferența asta de lume în care trăim. Dar a fost bine. A fost dar bine. Cealaltă soră, care este și a fost relația voastră? Cu Vlada avem diferența de 12 ani. Ea când s-a născut, eu eram deja, aveam 12 ani și îți dai seama că acum, de-abia acum, eu am 29 și ea are 17. Abia acum, un pic, cât de cât, parcă se leagă relația. Dar ea este în perioada adolescenței, perioada asta când îți pare că știi tot și ești cel mai deștept și nimeni nu te înțelege. Și știu că trebuie să o las să mai treacă timp, că îți dai seama, într-o zi o să fii și ea soție, o să aibă și ea copii și atunci o să discutăm altfel. Acum suntem un pic pe diferite planete. Eu am planeta mea și ea are planeta ei și o înțeleg. Am fost și eu la 17 ani și țin minte cât de... Dar ea este cu părinții. Da. Da, ei toți stau împreună, toți. Adică surorile ambele și părinții mei. Dar vorbind despre perioada studiilor, pentru că eu încercam să caut informații despre tine, unde ți-ai făcut studiile și tot așa. Într-un final tu mi-ai zis că ai făcut contabilitate. De ce contabilitate? Tata ne-a spus ca să-mi prindă bine într-o zi. De fapt, eu în genere în viață am mers așa pe un plan mai artistic. Eu am învățat la școala primară numărul 90, la botanică. După asta m-am dus la liceu Nicolae Iorga. Cel mai bun liceu ever. A fost în perioada așa, nu știu cum e acum, dar atunci a fost. Eu am intrat într-un colectiv de dansuri. Eu participam în concursuri, eu aveam repetiții în AMTAP, Academia de Muzică și Teatru și Arte Plastice, așa. Făceam diferite concursuri, participam, pe atunci se organizau concursurile Mini Miss Moldova. Mini Miss Moldova, îți dai seama. Și eu în 2003 am câștigat concursul. Eu am fost la Mini Miss World. Deci eu eram implicată în toate proiectele artistice posibile. Și în liceu, și în școală, pe minimă, la toate concerte, la toate TVC-urile, pe tot trebuie să ies și să fac. Știi? Și? O ieșit artistul. Contabilitate. Da. Și când am învățat după asta la liceu Petru Rareș la Buiucani, când ne-am mutat cu Traiu, și era prea departe de la Buiucani la Botanica să merg, și când am ajuns în clasa nouă, eu vreau să fiu artist. Eu în genere am vrut să fiu un soțitoare de bord. Da. Și tata mi-a zis că, hai, dă-ți ne liniștim și dă-ți ne legem o profesie serioasă. Și am zis că, nu, hai, contabilitate. Contabilitatea prinde bine, contabilii fac mulți bani la noi în țară. Ei, hai,
să mă duc. Am pierdut 4 ani de viața mea pe contabilitate. Doamne ferește, nu știu dacă mă mai țin minte profesorii noștri, le mulțumesc tare mult pentru tot. În general, toți profesorii mei, pentru că am avut niște profesori incredibili și am o relație foarte caldă cu ei și așa când mi-amintesc, îmi trezesc așa de niște fiori. Dar eu pot să spun că am avut un colectiv foarte bun la Colegiul Financiar Bancar și în Torentul nostru învățau niște oameni tare faini. Și eu eram așa care stătea întotdeauna în ultima bancă, cu toți băieții din grupă. Noi fugeam de la lecții, noi ne ascundeam după garduri. Eu eram, toți știu, a, Onica a venit. Eram eu după fată, familia mea de fată, Olga Onica. A, ea ca Onica a venit. Aha, păneat, am șas și ceva, știi? Și profesorii nu prea mă înghițeau pentru că eu eram destul de directă. Mie nu plăcea să vin la lecții și să mă uit cum profesorul citește din carte. Pentru ce am venit? Eu pot să citesc asta singură. Sau când tu întrebai ceva și ți se răspundea din pod. De unde? Din domn profesor, din s-a luat cifra asta. Și ieșa să întârșești. Din pod. Și ai finalizat totuși studiile. Da, sigur am finalizat studiile. La balul de absolvire eu am apărut deja cu Alex de mână. Dar ia să vorbim despre anume în perioada asta cum l-ai cunoscut pe Alex. Alex a fost la fabrica de staruri. Și am văzut într-un interviu, tu ai spus că el a fost și a cântat la tine când ai împlinit 18 ani, majoratul, fiind invitat de mama ta. Cum a fost chestia asta? Pentru că mai vin oameni și cântă la majorat sau la zi de naștere, dar nu toți se cuplează. Mai, pentru noi până ziua de azi asta rămâne tare straniu și momentul ăsta e destul de așa incognito. Pentru că mama mea foarte mult a ținut. Eu am fost fană fabrica de staruri. Eu priveam toate seriile. Tot, în fiecare zi, ziua, seara, când îi arătau, eu întotdeauna eram la televizor. Și mie, de Sandu, eu țin minte, permanent mi-amintesc momentul ăsta. Eu țin minte momentul în care eu m-am, nu că m-am îndrăgostit de el, că eu eram în altă relație. Eu nu mă îndrăgostim așa, pur și simplu. Eram tare mândră înainte. Am, nu știu așa, să mai deschis la oameni înainte. Eram, Doamne ferește! Și țin minte momentul când ei trăiau în casă și acolo doar aveau sticlă peste tot, de jur împrejur, în spatele cărora filmau camerele. Și îți minte că el ștergea sticla, așa, a pus această soluție, a început să șteargă și s-a dat deoparte, exact cum fac femeile. Pentru că bărbații, eu n-am văzut niciodată bărbați care se dă așa la o parte să vadă cum bate lumina și dacă îi șterzi bine, știi? Și îți minte, mă uitam și zic, Doamne, și băiet! După care el a cântat piesa lui Mihai Tristăriu, Cât de frumoasă ești. De frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Azi toată ființa mea te cheamă, locul tău e în viața mea. Acolo a fost dragoste. Eu mă uitam în televizor. Eu trebuia să vin la vreo câteva concerte, dar nu mai ajungeam cu părinții. Nu-mi permiteau. Eu am fost o fetiță de asta care a fost ținută în casă și nică în spate. Poate de atât acum să așa hăbăucă, dar nu știu. Eu glumesc. Am dat-o pe karaoke și pe cluburi, înțeleg? A sunat mama mea și Sandu a împăcat cântarea. Și cum zici, Sașa, zic că e ca așa, am venit să cânt pentru 350 de euro și a rămas pe viață. 350 de euro, da? Atunci, oh, da, sumă foarte era, bună. Mai ales în 2009 și cu tine, 350 de euro, asta erau bani. Păi și ce a făcut? El a intrat în sală, eu nu știam. El a intrat în sală și eu când l-am văzut, eu nu puteam să cred, eu m-am blocat așa, dar eu de felul meu iarăși super emotiv, eu întotdeauna am fost cu emoțiile afară. Bine, acum sunt mult mai rezervată, dar înainte chiar eram știi? Și el nu știu cum mi-a întins mâna și m-a luat de mână. Și atât tot programul, 45 de minute, el m-a ținut de mână. Noi dansam, nu știu de ce. Că eu după asta l-am întrebat, zic, băi, tu cânti la atâtea fete, femei, doamne, la zile din naștere? El zic, eu nu știu de ce, dar eu am vrut să te apuc de mână, să te țin de mână. Pentru că îți dai seama, e persoană publică. Cu ce ocazie să vină Adrian Ursu să mă apuci pe mine de mână să dansez cu mine? Adică ca și comparație. Da, dar tu ai stat.
Asta tot e straniu. Eu, da. 45 minute de cum? Mână. Cum? Păi, ia în închipuiți, mă pus și acum, nu știu, Justin Bieber de mână. Eu n-am să-i dau drumul de mână. Gen, ok. Păi, cine a venit totuși cu pasul ăla de început a relației? Eu am să recunosc. Eu am făcut o mic, un mic șiretlic așa. Pentru că el a postat, atunci era rețeaua de socializare. Bine, și acum este, dar acum, atunci eram mult mai activ pe Adnaclasnici. Și el postase un status, așa, că știi toată lumea că el s-a îmbolnăvit. Și eu mă uit, zic, băi, s-a îmbolnăvit, dă să-i scriu. Da, nu-i scriu. Nu, dă să-i scriu. Dă și să-i scriu. I-am dă să-i scriu eu lui, dar mama mea la ziua mea din naștere l-a invitat pe dânsul la noi la ceai. Mama mea iubește foarte mult ceaiurile din plante care e singură cu mâna ei, le strânge, le usucă și face ceai din tei, din România. Și mama mea iubește strașnic tot. Treaba asta. Eu și iubești să dea și altora. Da. Și l-a invitat pe Sandu la ceai și atunci când eu am văzut că el s-a îmbolnăvit, zic, dar dă să-i spun că eu am o rețetă tare bună pentru ca să te însănătoșești. Și i-am scris. Și îi spun, zic, uite numărul meu de telefon în caz că ai să ai nevoie de ceai. Leac. Și am mai trecut de atunci și a trecut vreo lună și ceva. Într-o zi, eu cu prietenele mele eram în mall. Cum țin minte, am vine mesaj. Salut, ce faci? Dar eu mă repet. Foarte mândră fată eram. Eu nu răspund la numere necunoscute. Salut, ce faci? Scrie. Cine mai este și asta? Nu știu cine e număr. Și vine exact peste, nu știu, 30 secunde mesaj. Apropo, sorry, am uitat să mă prezint, Alexandru Manci. Și s-a întâmplat la mine așa, toate părțile, eu nu știu ce, nu puteți să ne wire, de ce mă gândim, ce să fac, să le spun la fete, zic, nu le spun, că ele să mă invidieze, nu, fetelor, e urgent, trebuie să mă duc acasă, o sun pe mama, mama, știi cine m-a sunat de e? Nu știu, zic, mama, gândește gine, cine te-a sunat, zic, mama, ne-a scris Alex, și s-a scris, zic, nu știu, nu m-a întrebat ce fac, dar răspunde, zic, dă și să răspund, știi, era un fel de panică de asta, până într-un final eu i-am răspuns, dar ne-am înțeles că el m-a invitat la o cafea. Noi ne-am înțeles, ne întâlnim în fața la un local din Chișinău la ora 8 seara și el a venit la ora 9. Da, eu l-am așteptat și pentru clip asta, a fost 24 octombrie. Era așa, friguță afară. Eu eram fără mașină, normal, da? Și tu înfustiță? Da, eu așa m-am pornit de acasă, eu că te rămâns cu fetele să mă văd. Eu nu m-am pregătit așa să mă văd cu Alex, eu nu m-am dus acasă să mă schimb. Și eu mă duc, stau afară o frigărai în local, că nu știu de ce, din păcate, nu erau locuri libere. Și eu stau și cum îl văd, dar eu deja, îți dai seama că el a venit peste o oră, eu am înghețat binișor afară. Și eu încă îl sunam și el nu răspundea. Minunat, incredibil. Noroc, Alex, dacă cumva îți privești acest interviu. Știu că îți privesc. Și el așa a venit, dar el doar la fabrică a câștigat mașină. Era Ford-ul și ăla, plin cu stele pe dânsul. Avea țibilduri așa pus pe uși, pe geamuri, pe acoperiș. Și el se minte cum a venit așa și cu o buxat așa în fața mea, că să-l văd că a venit, știi? Dar eu așa eram de supărat pe dânsul, mi-mi era frig. Și țin minte, eu așa deschid ușa, mă așez și o trântesc, dar tare, știi? Și mă așez. Și mă întorc așa la dânsul și zic, noroc. Dar el, eu mă pup de două ori. Știi când spui noroc și... Крушка медная, звезда нашлась, știi? Și eu zic, ok. Și eu tac-tă drumul și el, dar unde mergem? Zic, eu nu știu. Ei, și chiar te-ai supărat. Dar zic, dar și-i normal? Zic, și eu atunci, din prima întâlnire, ca să înțelegi, l-am luat pe sus. Zic, dar ți-i și-ți pare că tu ești mare stea aici, mare vedetă sau și... Adică, e normal, tu să le ieși fata să stea, afară să îngheță. Dar că așa s-a întâmplat, că eu nu mă interesează. Eu eram așa de supărat și indignat pe dânsul, pentru că nu se poate să te comporți așa. Dacă ai invitat domnișoara la întâlnire, tu trebuie să fii cu 15 minute mai devreme. Ce și învăț eu băieții mei. Și peste 2 ani, chiar mai puțin de 2 ani, voi ați făcut nunta. Da. Peste 2 ani, el mi-a făcut propunerea de căsătorie peste un an jumate, peste un an și vreo 3 luni. Și după asta ne-am căsătorit. Cum a fost cererea în căsătorie? Cererea în căsătorie a fost deloc neașteptată pentru mine, pentru că eu, știindu-l pe Sandu, el e foarte calm, el iubește cât mai multă intimitate, așa, să fie mult romantic,
știi, dar aici noi ne-am dus într-un, noi ne-am dus, asta a fost data de 24 decembrie, noi ne-am dus într-un club din Chișinău, în club, deși în club, așa și m-am înțeles până ziua de azi, da, ok, așa a venit lui, el mi-a zis că, uite, eu am cumpărat inelul și eu îl purtam cu mine și am zis că când a simt că amu, așa să fac. Și uite, microfon, într-un moment în dat, da, acolo lucrau băieții cu care noi cât de cât timp cunoșteam, sau mai mult Alex cunoștea cu ei pentru că ei lucrau la anunț împreună și așa, și s-a oprit muzica într-un moment în tot clubul. Și normal că toată lumea s-a uitat la noi. Și eu zic, Doamne Dumnezeu. Și el cu microfon și iubita mea, dar eu eram la bar cu fetele, eu n-am mai ascultat și... Și el strigă, iubita mea, iubita mea, dar eu zic, și strigă, deci s-a oprit muzica, mă uiți, stăm eu. N-am înțeles, mă duc. Și el, ia că vreau să-ți spun, nu știu cum, așa frumos, el a spus, clar că frumos, nu-ți minte în detalii pentru că am fost super emoționat. Eu nu m-am așteptat, eu nu înțelegem ce se întâmplă, știi? De ce acum? Eu am băut două șaturi de tequila. De ce? În fine. Și el spune în genunchi și îmi spune, tu ești de acord să fii soția mea? Dar eu așa cum stau, zic, nu știu, eu trebuie să mă gândesc. Și tot clubul a început, știi, gen, răspunde, ce înseamnă trebuie să te gândești? Și eu mă uit așa la dus, mă plec un pic, zic, tu ești sigur că tu vrei să te însori cu mine? Dar el, pe da, bune, așa? Da. Și eu zic, ok, da-ți de acord, știi? De-at clubul. A început toată lumea stoarne, hai, sărbătoare! La niciun an a urmat nunta și după aia foarte rapid copiii au apărut la voi. Da. Gemenii. Mm-hmm. Noi deci nu tu te-ai căsătorit la 20 de ani. Da. Iată acum, la practic aproape 10 ani de la acea căsătorie. Mm-hmm. Tu crezi că a fost prea de grabă, la timpul potrivit? Cum nu, ești? Eu cred că totul a fost exact așa cum a trebuit să fie. Pentru că noi am crescut împreună. Pentru că noi am trecut prin tot împreună. Elementar copiii, cum spunea mama mea, o scriaca, mă uit la voi. Doi copii, cu încă doi copii, știi? Noi mergeam, noi real, parcă eram niște. Dar noi am crescut împreună cu copiii noștri, noi ne-am dezvoltat împreună cu ei. Noi, unul cu altul, am reușit să ne cizelăm relația între atât de bine, să ne aflăm bine. Noi am vrut să ne cunoaștem, să petrecem mult timp împreună. Și nu știu cum, nu știu, eu nu regret că m-am căsătorit așa de vreme. Adică dacă ar fi să... Eu i-am spus-o, îi zic, dacă ne despărțim vreodată, cu siguranță eu o să am oficial amant. Dar apariția copiilor a fost planificată atât nu, de rapid? Cum? Nici prima dată, nici a doua oară. Noi n-am planificat copii. Eram sigur că asta nu o să întâmple atât de repede. Dar gemeni. Uh-huh. Copii cu doi copii. Da? Gemenii mult mai dificil. În ce măsură apariția gemenilor v-a schimbat viața voastră de cuplu? V-a influențat? Știi, eu, bine, acum știu deja cum este să ai un copil, dar când ai doi copii, deodată, asta e foarte complicat. Primul an este cel mai greu și toți părinții de gemeni, eu sunt sigură că o să fii de acord cu mine. Primul an tu ești un fel de zombie. Tu trăiești după regim, dimineața, seara, seara, dimineața, noaptea, fiecare două ori trebuie să trezești, să-i faci sticluța, să-i schimbi, nu știi care le-ai hrănit, pe care nu, prin somn, ești bimășită, îți dai seama că e foarte greu. E foarte greu și însă și pentru mine, 20, eu am născut băieții și peste luna am împlinit 21 de ani. Și eu eram tânără încă, eu nu înțelegeam ce s-a întâmplat cu corpul meu, deci eu arăt așa, că burta a fost super mare și copiii au fost mari. Și după nașterea naturală am avut și niște, să zicem, probleme pe plan ginecologic și au fost acolo, mă rog, mai multe momente. Și eu nu înțelegeam ce se întâmplă, s-au terminat ieșirile cu prietenii, s-a terminat tot. Tu ești în totalitate lângă copiii. Evident că au fost nopți în care ce dau nervii și plângeam și sufeream și tot, dar cu timp trece. Cu cât ei sunt mai mari, cu atât e mai bine. Ei sunt așa de faini, ei n-au nevoie de părinți, într-un fel sau altul. Ei se iau unul cu celălalt și ei se joacă unul cu celălalt. De exemplu, Vlăduț când a apărut pentru noi a fost un challenge pentru că apare un copil. Și să faci cu Dâns? Aha.
Aha, el vrea să-i atragem atenție. El vrea cu noi, cu mama, cu tata, cu mama, cu tata. Damian cu Matei n-au fost așa. Damian cu Matei au fost din start în doi. Și a fost mult mai ușor, pentru că ei aveau cu cine să joace. Ăsta micu caută atenție din partea la toți. Dar Alex, în ce măsură se implica în îngrijirea lor? Pentru că admit că era ocupat, solicitări, nunți, evenimente, oboseala asta care se adună peste zi. Eu vreau să spun așa, că Alex este mai mult mamă decât mine. El era omul cel care nopțile mă lăsa să doarmă. El dimineața mă trezea cu o cafea întotdeauna cu zâmbet pe față. Bună dimineața! De parcă el a dormit exact cât am dormit și eu. Și până ziua de azi e așa. Iată, noi am plecat cu copii și copii nu-l lasă în pace o secundă. Adică el e foarte implicat. Și eu îi mulțumesc pentru asta, pentru că foarte mult contează în momentul în care în viața ta apar copii, cât de mult se implică ambii parteneri. Pentru că, din păcate, mi-era frică de chestia asta, deși eu știam inițial că el este deosebit de toți bărbații pe care eu i-am cunoscut. Inclusiv și de tatăl meu, care nu a avut treabă cu noi, el a lucrat, știi, a făcut bani pentru familie. Mi-era frică de chestia asta, să nu fie că ea că, nu știu, băi, copii, femeie trebuie să tăie copii, sau... Eu nu cred așa, eu cred că odată ce copilul ăsta se face în doi, el trebuie să și crească cu doi, nu cu unul. Eu sunt 100% de acord. Dar cine aici totuși este responsabil de ca acest lucru să apară și la tată? Pentru că știu foarte multe mame care zic că eu mă descurc mai bine, lasă-mă pe mine, eu fac așa și din start îi distanțează. Trebuie în primii, nu știu, ani de viață mama să-l implice și pe tatăl sau el să fie suficient de insistent? Cum ar fi formula potrivită? Pentru mine, cel puțin, da, că e cumva ideea mea, eu cred că din start, din prima, în momentul în care femeia află că este însărcinată, ea trebuie să-și implice soțul. Soțul trebuie să fie, sau tatăl copilului, să zicem, că nu totdeauna e vorba despre soț. Odată ce mergi la o ecografie să iei partenerul cu tine, el trebuie să vadă ce se întâmplă acolo, cum se dezvoltă acest organism care îți pare că păi cum apare? Asta e o minune de fapt. Să te uiți cum în tine crește un om. Asta e incredibil, dacă sincer. Pentru că primele dăți noi ne uitam cum bate inima. Inima începe a se zbate la embrion la 2 săptămâni. Asta e wow. N-ai cum să știi că el e uite așa, el nu se vede și are inimă. Și bărbații trebuie să fie implicați din prima. Dar zi-mi un pic despre cazul ăsta care l-ați avut voi cu gemenii. Ce s-a întâmplat atunci când mulți au discutat despre asta, da. Mai puțin ai vorbit tu despre asta. Incidentul în care ei se jucau și unul dintre Matei l-a lovit pe Damian la ochi. Mai puțin am vorbit pentru că am primit atunci un val de negativ din partea oamenilor care nu știu cu ce se gândesc în momentul în care cu copilul tot ceva se întâmplă și am fost învinuiți că... Voi ați cerut ajutor atunci, da? Donații. Da, am cerut ajutor pentru că noi nu ne descurcam financiar. Elementar, cred că a fost clar mai devreme, am povestit care a fost situația și normal că noi toți banii care îi agoniseam, noi toți îi întorceam pentru datorii, pentru credite, pentru și așa mai departe. Și noi chiar n-am avut posibilitate să-l ajutăm pe copilul nostru, știi? Și de-aia m-am străduit așa, doar cât am cerut ajutor, pentru că dacă aveam banii, niciodată nu ceream, știi? Că nu sunt eu așa de nebună să fac bani pe spatele altor copii. Știu că alții fac asta, eu n-aș putea face pentru că eu tot am copii și mă tem de puterea de sus, de ce nu mi-aș permite. Dar ce s-a întâmplat atunci? Da. Bine că nu eu am fost cu ei când s-a întâmplat asta, eu eram acasă cu ăsta mic, dar într-o joacă, cea mai nevinovată joacă, ei se jucau și Matei întâmplător i-a străpuns ochiul lui Damian și când ne-a văzut chirurgul să-i dă Dumnezeu sănătate, a zis că operăm acum, urgent, fără acum, pentru că dacă nu, adică... Deci era grav. E foarte grav. Era grav și riscam să ajungem la momentul în care trebuia ochiul pur și simplu protezat. Uh-huh. Protezat. Așa. Operația a durat 2 ore și... adică în acele 2 ore, nu-ți mai spun prin ce am trecut, că credeam că îmi ies din minț. Și după asta a urmat o lună întreagă de reabilitare în spital, o lună stată în spital,
serile, fugeam repede acasă, îl chemam pe Sandu să stea cu Damian, fugeam repede să-l îmbrățișez pe Vova și pe Matei și mă spălam repejor, veneam înapoi. Damian nu prea vrea să stea cu nimeni pentru că pentru el a fost șoc. Îți dai seama, să trăiești cu doi ochi și busc într-o zi te-ai trezit fără unul. Pentru că îmbla cu bandajul. Bine, noi încercam tot asta să mutăm pe umor, știi, gen, că ești ca piratul, pirați, acolo în genere toată secția așa de oftalmologie, acolo sunt toți pirați. Și cu copiii, interacțiuni, el când a văzut că mai mulți copii sunt așa ca și dânsul, nu-i doar el singur, știi? A fost altfel, mai degajat, dar recunosc că a apărut sau a trecut acel motan negru între ei doi. Damian, cu orice ocazie, când poate să-l anine cu ceva pe Matei, îi spune că asta tu mi-ai făcut, tu ești vinovat, ori de câte ori trebuie să mergem la un control, pentru că îți dai seama, asta sunt controlele sistematice, ochiul îi l-au lipit. Hai că mulțumim donatorilor care ne-au ajutat financiar. Noi, apropo, atunci când am strâns banii, am strâns mai mult decât a trebuit și... Era vorba de 2000 de euro. Da, era vorba de 2000 de euro, dar noi am strâns atunci aproape 73.000 de lei și noi am donat aproape 40.000 de lei pentru alte cazuri. Nu aproape, noi 40.000 de lei, 1.000 de euro și 1.000 de euro. Am donat la două cazuri, o fetiță cu cancer la ochi și altă fetiță care s-a născut oarbă. Noi am ajutat și pe ei, nouă ne-a rămas nu exact 2.000 de euro, a rămas mai puțin, dar noi am zis că nu-i nimic. Important că am ajutat și important că noi o să putem. Am comandat această lentilă, i s-a pus lentila. Deci acum ochiul într-o măsură este restabilit, da? Este restabilit, vede el cu ochiul ăla 30%, 40% maxim, depinde, sunt zile și cum și când. Acum da, acum n-am fost de mult la control, deși trebuia să mergem odată la 3 luni, dar deja așteptăm acolo să putem, în Marea Britanie, să putem să ne consultăm cu cineva, pentru că poate putem să facem, că oricum mai urmează, trebuie să-i facem transplant de pupilă, trebuie să-i îndreptăm ochiul, că el un pic se duce spre mijloc, știi? Și mai sunt detalii, mai urmează încă, nu s-a terminat. Mai tare mă doare momentul ăsta dintre ei. Că... Nu e aceeași, relații și conexiuni. Damian, noi încercăm să explicăm și Matei încearcă să explice, că el n-a vrut și de fiecare dată noi încercăm să le spunem că voi sunteți atât de norocoși că vă aveți unul pe altul. Și da, toată ziua se joacă împreună. Toată ziua. Mai mult îl ignoră pe asta mic, că el e mic și tot încearcă să intre în companie. Dar oricum, dacă e vorba de vreo ceartă, neapărat trebuie să se abordeze subiectul. Dar vorbim despre educația copiilor. Ei deja au o anumită vârstă. Eu știu cum ești tu, super deschisă, super nebunatic. Pe Instagram vorbești despre asta, vorbești inclusiv despre copiii tăi, dar mai puțin despre anumite principii pe care încerci să le implantezi în mintea lor. Îi lăsați să fie liberi. Care este, iată, mecanismul după care funcționați? În primul rând, eu, noi cu Sandu am avut așa, cumva o înțelegere între noi doi, că noi niciodată nu o să ne realizăm prin intermediul copiilor noștri, cum au făcut mulți părinți și multe generații, că gen, dacă eu n-am reușit să fiu medic, ai să fii tu, știi? Sau, nu știu, alte chestii. Nu, copiii noștri au o libertate absolută în tot ce fac în cuvânt. Ei știu că dacă au ceva să ne zică, noi putem să vorbim. La fel, ei știu că sunt lucruri despre care eu să aflu un pic mai târziu, pe care noi pur și simplu din prisma concepțiilor de viață nu putem să le explicăm ca să ne înțeleagă. Eu ca mamă înțeleg că eu am băieți și nu flori de vazon. Cresc copiii pentru o societate, pentru niște soții, pentru familii și nu pentru mine. De aceea eu încerc să dezvolt în ei cât de mult pot faptul să fie de sine stătători, să fie sinceri. Asta e foarte important. Și normal că chestii elementare, gen flori, femei trebuie dăruite fără motiv, deschizi ușa când o doamnă vrea să intre, nu știu, oferi locul când cineva vrea să așeze. Lucrurile cele mai elementare. Dar ei văd asta la tatăl lor. Deci eu sunt sigură că ei au de la cine să se învăța mai, încă și mai mult.
Și, nu știu, într-adevăr încerc să, și noi ambii încercăm să le implementăm faptul că prin vorbă poți să rezolvi multe. Pumnii, bătaia este pentru cei slabi de fire. Mai oamenii puternici vorbesc. Da. Nu, sar la bătaie. Eu sunt de acord cu tine că exemplul propriu este cel mai bun și al mamei, și al tatălui, mm-hmm. și al buneilor, și al prietenilor, și al rudelor. Ei au trecut și au văzut momente când noi nu aveam finanțe și ei până în ziua de azi, dacă noi mergem la un magazin, ei ne întreabă, mama, noi putem să ne permitem câte o ciocolată sau nu? Și dacă eu zic nu, asta nu e trânteală pe jos și isterie de asta pe tot magazinul. Ok, bun, am înțeles. Ei au trecut cu noi prin toată perioada asta. Dar vorbim despre relația voastră. Eu urmăream un interviu de-al vostru, o discuție tot pe YouTube la Ana Tulgăraș și tu ai vorbit că voi ați fost la un moment dat la un pas de divorț. Da. Ce s-a întâmplat? Nu ai oferit mai multe detalii. Și când s-a întâmplat asta? Dorin, tu știi că pasul de divorț el vine odată la 3-4 ani când tu deja nu mai poți? Și vine el de la fleac, de la fleacuri, că n-am avut niciodată, nu știu, să ne despărțim din cauza că nu avem finanțe. Băi, noi niciodată n-am avut tare multe finanțe. Bun, poate cât am fost eu fată și am trăit într-o familie avută, ok. Dar după asta eu m-am căsătorit cu omul ăsta nu pentru bani și am trecut prin perioade când nu aveam o bucată de pâine să mâncăm, știi? Adică știu ce înseamnă asta. Chiar dacă niciodată n-am arătat asta la nimeni. Și sunt sigur că mulți o să rămână așa, nu o să înțeleagă, adică de când asta a fost, știi? Nu pentru, nu știu, alte bunuri, materiale. De la, nu știu, n-ai spălat o farfurie. Și e ca anume azi, eu pe tine m-am supărat așa de tare și eu îți spun gata, nu mai vorbesc cu tine. Și anume azi tu decizi să-mi spui tot ce te gândești tu și tot ce ai strâns tu în tine. Deși eu spun întotdeauna, discutați, dezvoltați, dar deseori noi tacem din niște momente, știi? Și atât toate chestiile astea, ele sunt un fel de bombă, știi? Ele se strâng și când fac gata. Și aici normal că îți vine, gata, nu mai vreau, o să-mi găsesc pe altcineva sau nu vreau să fiu cu nimeni sau... Îți sare țândra. Dar asta ți-ai spus soții sau între voi ați vorbit? Între noi gata, divorțăm și pa. Gata, divorțăm și pa. Da, eu am și avut odată că am plecat de acasă. Da, eu m-am dus de acasă, dar bine, asta a fost fix pe 10 minute. Noi niciodată n-am putut să ne certăm și să nu vorbim, nu știu, zile întregi. Maxim o oră. Și noi de fiecare dată, gata, hai să ne așezăm, hai să ne împăcăm, ne împăcăm și trece. Pentru că gândul de divorț, știi care e faza? Cel mai simplu este să iei și să divorțezi. Dar dacă tu înțelegi că tu ai ce salva și atunci în momentele astea eu mă gândesc eu pe dânsul îl iubesc, eu am față de el ceva sentimente, simt ceva și atunci când aici înăuntru sună clopoțelul da, simt, care despărțire despre cineva. Dar poziția lui care era de genul, hai calmează-te femeie sau gata, divorțăm, îți dorește asta nu. El întotdeauna știa că eu sunt foarte impulsivă și spunea da, bun, hai. Ok, bun, vrei să ne divorțăm? Bun. Noi anterior cu tine discutam într-un live despre infidelitate și tu ziceai că ai fi dispus, nu știu, să accepti asta. Adică dacă s-ar întâmpla, tu ai trece peste da. Asta. Nu că îi dai semnal soțului tău. Ți-ai schimbat opinia de atunci? Nu mi-am schimbat opinia. În genere, din start relația noastră a fost construită pe încredere. Din start, foarte multe vorbe am auzit despre noi și eu, ca să înțelegi, într-un moment dat am auzit că eu lucrez în escorta VIP. Dacă lucram eu în escorta VIP, nu mai aveam datorii. Adică am auzit așa de multe chestii și noi din start ne-am pus niște puncte pe el. El este un bărbat, eu sunt o femeie, noi am decis să trăim împreună, să avem o viață împreună, dar... Nici eu nu am pe el, nu știu, drepturi de autor sau patentă, nu l-am cumpărat, nu mi-a aparține. Este decizia lui. Și în momentul în care el va vrea să încerce o altă femeie, eu trebuie să plec de la el pentru asta? Nu, eu n-am să plec de la el. Eu cu el am o istorie în spate, eu cu el am copii, eu îl iubesc. Eu n-am să plece iubirea pentru un instinct. Pentru mine asta e instinct.
Mai dureros este dacă, de exemplu, el ar iubi o altă femeie și s-ar impune să trăiască cu mine. Asta da, pentru mine asta e înșelăciune. Dar știi că multe femei spun că niciodată n-aș accepta, da, dacă știu, ar merge cu altcineva. Da, știu, și de cele mai deseori aceste femei iartă bărbații lor. Eu niciodată nu am căutat un compromat sau ceva pe soțul meu. Eu niciodată în timp de 11 ani nu m-am bărât în telefonul lui. Mie nu mi-e interesant. Este o vorbă din popor și e super bună. Porcul glot găsești. Dacă cauți, găsești. Pentru ce mi-e să caut ceva? Dar poziția lui Alex care este? Exact aceeași. Înțelegi? Noi avem deja atâta timp împreună și la noi lucrurile atât de mult au avansat că cu cât mai multă libertate noi ne dăm unul celuilalt, cu atât mai mult, crede-mă, nici unul din noi n-a să vrei să ducă din așa relație. Pentru că eu realizez că eu nu știu dacă eu o să mai găsesc vreodată un bărbat ca el. Știi ce am observat de când te urmăresc pe Instagram? Tu ești foarte deschisă, inclusiv în raport cu teme ce țin de sex și sexualitate și vorbești prin exemplu personal. Ceea ce în Republica Moldova este destul de răruț și este în general foarte rar când cineva vorbește prin exemplu personal. Sexul este un subiect tabu. Da. Și vreau să te întreb, de unde la tine vine această libertate în a vorbi despre sex? Iată, făcând tangență cu discuția mea anterioară despre soțul meu și despre relația noastră. Că nu ești judecată. Nu sunt judecată. Și atunci când din gura mea ies lucruri, să zicem, care ar putea ajuta pe cineva, pentru că așa s-a întâmplat că având o pagină un pic mai dezvoltată pe Instagram, eu am parte de foarte multe confesiuni a femeilor. Și uneori îți pui mâinile în cap, pentru că sunt bărbați care, nu știu, nu le permit nici din casă să iasă, le lasă fără bani, le, nu știu, vorbesc urât cu ele. Și atunci eu nu văd nicio problemă să vorbim despre un subiect care se tace. Pentru că, analizând femeile per general, eu am cunoscut femei care au divorțat peste 30 de ani de căsătorie și în momentul în care eu am întrebat de ce, 30 de ani, cu Olea. Noi niciodată n-am vorbit cu dânsul, dar cum mi-mi place să fiu? Dar cum ar fi bine? Dar mi-mi bine în general? Sau despre nu? Sex. Exact! Propus. Și atunci când nu există comunicare, eu zic, eu am ajuns într-un moment în care eu înțeleg că eu nu mai pot să mă violez singură pe mine așa. Și asta e problema societății, că nu se vorbește. Și eu am zis că lasă să arunci cu pietre în mine, lasă să scriu. Normal că mulți dar aruncă, nu... iată aici, ai parte de hate. Tu, fată, despre ce vorbești? Exact. Lasă subiectele după astea intime. După live-urile cu tine am avut tare multe comentarii în privat despre faptul că nu trebuie să-mi permit să vorbesc despre așa subiecte, dar eu nu cred că cineva poate să-mi interzic. Eu am văzut recent o postare la tine pe Instagram care mi s-a părut genială despre... corpul? Aș... Da? O să o simplific la maximum, hai, dar tu te rog să o desfășori, hai, că vaginul femeii după naștere nu mai este la fel. Mm-hmm. Nu că este mai bun sau mai rău, da, dar efectiv nu mai este la fel. A provocat atât de multe discuții, a fost preluată această informație, făcute știri cu 10.000 de vizualizări. Da. La ce ai făcut referire? Iată așa, de ce sunt în primul rând să vorbești despre acest subiect? Pentru că la acest subiect nimeni nu te pregătește. De fapt, de asta nimeni nu te pregătește, înțelegi? Adică toți știu că este perioada de sarcină și apoi nașterea și apoi copilul e mare deja. Dar în toată perioada asta există atâtea momente despre care nimeni nu știe. Eu, născând doi copii odată, eu îmi imaginam, pentru că nu am fost informat. Eu îmi imaginam că gata, la mine acolo, nu știu, o să fie tunel, înțelegi? Adică, nu, dar logic. Așa te gândești, oricare femeie se gândește asta, crede-mă, oricare. După asta am început să analizez online, am început să citesc, am aflat că sunt exerciții speciale pentru mușchii vaginului ca să-i întărești. Kegel sau... Da, ce? Da, da. Sunt exerciții mult mai complexe. Când poți să începi relația sexuală cu partenerul, ce trebuie să faci ca să își revină la formă, că sunt niște detalii despre care nimeni nu știe. Și atunci
Când eu am vorbit despre asta, eu m-am simțit ok și lumea, oricum a fost foarte mult feedback pozitiv, pentru că multe femei au zis că, băi, nu mai vorbește nimeni despre asta, nu mai spune nimeni. La fel a fost și despre burta după naștere. Nu mai există lucruri despre care trebuie să tacem. Nu știu dacă ai văzut discuția mea cu Maxim Călăraș, medic 18 ani, ginecolog. El vorbea despre importanța sexului în sarcină și importanța sexului după naștere. Dar după naștere o anumită perioadă. Iată, tu știu că ai analizat subiectul ăsta, ai discutat de mai multe ori. De ce femeile și bărbații sunt cumva foarte speriați de sex în timpul sarcinii și mai ales perioada asta de după naștere se prelungește de multe ori foarte mult și creează gaura asta între bărbat și femeie. Eu cred că, știi, contează sexul în timpul nașterii și după, dar contează atât de mult discuția despre sexul în timpul nașterii și după. Pentru că partenerii trebuie să înțeleagă cum, de asta și ziceam, iată, uite, una cu alta sunt atât de legate. Partenerul trebuie să fie implicat în ceea ce se întâmplă cu femeia în timpul nașterii, în timpul sarcinii, să meargă cu ea la ultrasonografie, să vadă unde se află copilul, cum se pun organele acolo, cum, ce și unde ajunge, pentru că mulți bărbați au concepția că dacă atingi femeia în timpul ce ea este însărcinată, dai copilul în cap. Nu este așa. Nici pe aproape. Și dacă bărbații s-ar cointeresa și dacă și femeile ar vorbi cu soții lor despre asta, uite, hai cu mine, hai să vorbești, hai să vezi că nu e așa. La fel și după. După organismul trece, după ce naște femeia, organismul trece prin niște schimbări enorm de mari. Și primul sex nu întotdeauna este cel mai plăcut, pentru că mușchii se contractă, mușchii își revin la o formă nouă. Și atunci, iarăși, toate lucrurile trebuie să fie discutate prin toate metodele, să vorbiți, să vă deschideți unul altuia, să-i spună femeia ce senzație are, ce simte, de ce simte. Pentru că atunci, asta e ca și cu, nu știu, ca și cu experiența primului sex, în general. Dacă nu-i cu omul potrivit și nu-i așa cum trebuie... Chiar și cu omul potrivit e nu cea mai reușită. Ajungi la o traumă psihologică enorm de mare. De aia... Discuții și iar discuții. Sunt niște lucruri care ni s-au băgat în cap, pe care noi mai greu le scoatem și trebuie să ieșim din zona noastră de confort ca să aflăm mai mult. Dar dacă ieșim, credeți-mă, lumea e super mare și plină de informații și ar fi fain să aflăm despre asta. Dar după nașterea copiilor, sexul își pierde din importanță? Iată, deja ai o experiență în acest sens. Poate pentru anumite cupluri, da. Cunosc cupluri pentru care da. Absolut. La noi invers. La noi numai după ce au apărut copiii, numai după astea s-au început experimentele, s-au început discuții mai deschise, știi? Că până atunci ai, eram tineri și... Bine, că la noi și copiii, știi cum, nu au apărut tare târziu după ce noi ne-am căsătorit și cumva ne-am întâlnit. N-am avut tare mult timp la dispoziție. Și dacă... Totuși să facem o concluzie a discuției astea despre sex și teme tabu. Orgasmul feminin este o necunoscută la nivel mondial, cred, dar în Republica Moldova nu se vorbește deloc. Vorbeam despre orgasmul feminin cu Rodica Comendant, medic 18 ani, ginecolog. Și ea a confirmat că multe femei trăiesc o viață întreagă și habar nu au ce înseamnă orgasm. Exact. Și nu că nu l-au simțit. Probabil și l-au simțit, dar nu înțeleg că ăsta este orgasmul. Tu cum ai descrie orgasmul feminin și cum ar trebui bărbații să înțeleagă că femeia a avut orgasm fără să o întrebe? Iată, eu cred că la acest capitol ar fi foarte important ca bărbații să fie cointeresați în asta. Pentru că, crede-mă, multor bărbați nici măcar nu le pasă. Ei și-au făcut treaba ce au avut de făcut, au ajuns la culminație și gata, noapte bună. Și nu au întrebat, dar tu ești bine? Cum ești? Tot a fost bine? Ce ai simțit? Ar fi bine bărbații să înceapă de la asta. Să le fie interesant ce se întâmplă acolo. Cum se descrie, cum să afle bărbații, nu știu. Femeile sunt atât de diferite, sunt atât de, nu știu, deseori nu știu ce să te aștepți de la femei. Probabil, iarăși mă repet, bărbatul care va vrea să vadă sau va vrea să facă așa ca femeie lângă dânsul să fie fericită sau să se simtă bine sau să ajungă la orgasm, el asta va înțelege.
și el va face așa ca această femeie să ajungă apogeul plăcerii. Instagram, Olga, ești acolo foarte activă, ești destul de activă și de când ai plecat în Marea Britanie, ai o comunitate de peste 40.000 de urmăritori, ei sunt implicați, ziceai că își critică, își laudă și vin cu reacții, dar tu cum vezi acum Instagramul? Pentru că am văzut mai multe mesaje și nici nu mesaje, postări sau reacții de ale tale în raport cu lumea Instagramului, în special din Republica Moldova, care e specifică. Aceste concursuri, acești tineri urmăriți de sute de mii de oameni. Și tu ziceai că mulți nu fac efectiv content care ar merita să ne fie urmăriți. Da. Eu, știi, Instagram pentru mine a fost în genere din totdeauna un fel de... Dar deși pe mine lumea mă urmărește, știi? Adică eu întotdeauna spuneam că, uite, eu sunt atât de mică într-o lume atât de mare. De ce ar trebui lumea să mă urmărească pe mine? Eu nu sunt cu nimic mai deosebit, sunt la fel, fat, femeie, nu știu, ca toți, știi? Și când m-am trezit prima dată că am văzut că am 10.000 de urmăritori, zic, oho, dar deși? Și cu oamenii ăștia, știi? Și după asta... Nu știu, Instagram-ul pentru mine totuși este o plăcere mai mult decât o platformă. Ceea ce văd eu acum, ce se întâmplă, nu știu, eu n-am nimic împotrivă. Eu mi-aș dori să fie cât mai multe concursuri, ca oamenii să primească cât mai multe premii, dar să fie aceste concursuri, unu, sincere. Pentru că am primit atâta feedback, atâta lumea a scris că, uite, acela, ăsta, m-a minciunit, m-a păcălit, m-a dus din nas, cu bani, cu tot. Și eu ce pot să fac? De ce voi îmi scrieți mie? Dar nu ești de acord cu aceste concursuri care sunt foarte dese în ultima perioadă? Mașini, apartamente... Știi, eu aș fi de acord, de exemplu, să particip, să dau și eu o mașină. Știi în ce context? În care dacă un autosalon reprezentativ unui brand ar veni la mine și a spune, uite, Olga, noi vrem, pentru urmăritorii tăi, să dăruim o mașină. Tot ce trebuie să fac urmăritorii tăi, să ne dea nou follow, poate ții follow și hai să zicem să fac un share la acest concurs pe pagina lor. Așa aș fi de acord. Adică nu cu un număr de 10 de sponsori. Dar tu știi că dacă faci un calcul elementar, lucrurile ies din... Adică acolo a fost vorba pur și simplu de a... Ca fiecare organizator de concurs să-și pună o sumă X de bani în buzunar. Și nu pentru că eu s-o cot banii cuiva, nu mă interesează, n-am treabă, eu în genere de când am plecat n-am treabă. Pur și simplu eu aș vrea las fi concursurile, las fi 100 de sponsori. Dar băi, sponsori, dați ceva content, dar nu stă Vaniușa de la nu știu de unde, care nu știe să lege două cuvinte, nu știe a spune un lucru coerent, nu a citit o carte în viața lui. Și eu-s Vaniușa, hai, dați un like-ul și tu te uiți acolo, 100 și ceva de mii de oameni, wow! Serios, și noi care muncim, eu care scriu texte, redactez uneori texte pentru postări zile întregi, ca să fie un text normal și care să fie util, cu o utilitate maximă. Și cineva n-a făcut nimic, a dat doar 2000 de euro pentru mașină sau apartament și stă acasă, hai, așteptăm. Dă ceva. Aici eu sunt de acord cu sponsorii. Parțial. În fine, sunt banii lor, exact. Decid ei cum fac. Dar cu cei care organizează concursurile. Care este problema în momentul în care ei organizează concursul, ei având o comunitate destul de mare și având posibilitatea să câștige de pe această comunitate și inclusiv de pe sponsorii care sunt dispuși să plătească acei 1.000, 1.500, 2.000 de euro. Care, iată aici, nu prea înțeleg anume nemulțumirea. Eu am să-ți explic cum lucrează în cap la mine lucrurile, fără să, nu vreau să supăr și să ofensez pe nimeni. La mine în cap lucrează așa. De exemplu, dacă eu vreau să fac un concurs, să zicem să dorim un apartament, în primul și în primul rând, eu n-am să trimit la toată lumea, care e o mare parte despre nimic, mesajă. Eu am să sun pe tine, am să sun oameni care dau ceva. Înțelegi? Dau content, dau utilitate, dau educație, dau cultură, dau ceva de la ce eu pot să devin mai bun. Și eu vă strâng pe voi toți buni, noi ne strângem toți cu o donație de bani. Poate o sumă de bani eu ca organizator pot să ne-o permit să ne-o pun în buzunar, dar atunci eu știu că voi sunteți 10, dar voi 10 ați făcut cât 100. Utilitate, putere,
nu știu, informație și alte chestii. Omul mai are ce învăța de la tine. Nu-i pur și simplu, adică trebuie toți copilașii ăștia, copilăraia asta care nu știe să vorbească, elementar îți spun, nu știu să vorbească. Dar tu poți să, iată, să dai niște nume. Cine crezi că nu merită audiența pe care o are? Nu pot să-ți dau, pentru că nu, uite, chiar nu, eu nu știu, eu am auzit că sunt oameni care au câte două profile pe Instagram și au a doilea ca să urmărească ce mai fac alții. Eu nu fac asta, eu n-am idee. Eu pur și simplu am avut odată interesul de a mă băga pe un concurs ca să mă uit cine sunt sponsori și mi-am dedicat timp să mă uit, dar cine sunt oamenii și ei? Și ai înțeles că... Și am înțeles că acolo e grab. Din 80 ceva de sponsori, 10 erau buni. Bun, în sensul, ăsta sunt oamenii pe care eu tot îi urmăresc. Dar restul? Adică tu ca organizator asumă-ți, băi, asumă-ți pur și simplu că hai alege, lasă fii oameni aleși, lasă fii frumoși. Oamenii aleși nu prea participă la concursuri. Da. În fine, ai colaborări cu branduri acum? Nu. Nu accept sau nu există interes? Acum nu. De când am plecat, interesul tuturor brandurilor a ieșuat. Eu am avut câteva colaborări până a pleca, care trebuiau să continuă în Marea Britanie, dar, nu știu, unul din brandurile cu care aveam colaborarea de bază, de produse, de îngrijire cosmetice și cosmetologie, trebuia să facem evenimente în Marea Britanie, trebuia să stea, am avut un contract, nu contract, contractul trebuia să vină, că tot îmi promitea mâine. Eu tot insistam pentru contract, ca într-un moment omul nu ne-a mai răspuns la telefon. Și deși după asta am văzut că a făcut tot, după recomandările mele, tot ce i-am zis eu, cu cine să colaborezi, cu cine să mai contactezi, că oamenii sunt faini, că oamenii sunt buni. Sper că într-o zi o să primesc măcar o explicație de ce nu mi-am primit banii atâta timp cât a trebuit și n-am avut nici parte de respectul pe care eu l-am manifestat, pentru că până ziua de azi lumea îmi scrie anume de brandul ăsta și știi când omul a procedat așa cu tine, tu te gândești. Peste 44.000 de urmăritori, care este acum la tine prețul pentru un story? Dacă ar apărea o opțiune? Uite, eu niciodată nu am avut chestia asta cu preț per story. La mine taratorca lucrează bine, înțelegi? Eu când mă pornesc, e că eu nu pot să-mi scriu un story și gata. Și plus că întotdeauna produsele pe care eu lucrez, astea sunt produse pe care eu le-am testat, eu le știu, mie îmi plac și eu dacă vorbesc despre ele, știi, asta e mult și vreo 8, vreo 10 câteodată, știi, așa, mult, că să fie clar omului. Și nu odată. Nu odată, nu doar odată colaborăm și atât. Deci mi-ar place să lucrăm măcar o lună, ca eu să fac mai multe promovări, să avem colaborare. Și aici ar veni, cred, cu prețul de 150 de euro. Dar ești conștientă că plecarea ta în Marea Britanie a făcut să te scoată din listă anumite branduri care preferă la nivel local? Toți din listă m-au scos. Și eu, poate din start, mi-a fost dureros și neplăcut, dar după asta zic, băi, Olea, asumă-ți, tu ai plecat și vrei. Gata, tu ești nimeni. Nu mai trebuiești, doar că ești pe loc și au nevoie. Da, dar e pe online și mai ales că vorbești despre Republica Moldova, contentul e același, da, foarte straniu. Foarte straniu și mie mi-a fost foarte straniu când toată lumea a dat cu piciorul. În fine, vreau să spun că eu am rămas surprinsă că am venit acasă și au fost mai multe branduri care pur și simplu au zis că, băi, nu vrem nimic, pur și simplu vrem să-ți facem un cadou pentru că ești faină și eu i-am menționat oricum, pentru că e plăcut când pur și simplu te sună și zice, Olga, bună ziua, vă sună de la companie cu tare, ok. Vrem să vă transmitem un cadou. Da. Dar care sunt acum sursele tale de venit? Eu nu am surse de venit la momentul actual. La momentul actual, sursa mea de venit este soțul meu, care primește salariu, 80% din salariu acolo. Bani din care trebuie să mai reușim să mai întoarcem și datorii și așa. Trăim, știi, foarte simplu. Poate, iarăși, eu de multe ori am explicat că multă lume spune, ei, că pe online, că arăți viață de lux. Eu niciodată n-am arătat viață de lux. Eu niciodată nu, dar niciodată n-am să arăt că eu mor de foame. Pentru că oamenii nu sunt pregătiți pentru asta. Oamenii vor să vadă frumos, fețe vesele, oameni pozitivi. Și atunci când tu ești... Bine, eu oricum am strădus, eu super sincer și naturală, știi? Dar oamenii nu sunt pregătiți să asculte cât ți-e de greu. Eu m-am ciocnit cu asta. Și atunci când mi-e greu, în ultimul rând, eu asta să spun pe online.
Și Olga, voi planificați să reveniți în Republica Moldova împreună cu familia? Eu cred că nu. Eu cred că nu, pentru că noi nu mai avem ce căuta aici. Care este poziția ta față de ce se întâmplă în Republica Moldova la nivel politic? Eu nu mai privesc știrile. Asta a fost o decizie asumată, pentru că primele câteva săptămâni plecate în Marea Britanie, eu doar plângeam. Eu mă uitam la știri și începeam să plâng din start. Eu am senzația că cineva a deschis un teatru de păpușari și se joacă cu păpușile. Și mi-e milă de oamenii care trăiesc aici, pentru că țara asta e minunată prin oamenii care locuiesc aici. Noi avem niște oameni extraordinari. Bine, nu-i pădure fără uscături. Numai că nu știu, deși uscături sunt prea multe deja. Asta e poziția mea față de ce se întâmplă în țara noastră. Eu sunt haotic cu întrebările, dar trei cele mai interesante conturi de Instagram care le-ai recomanda tu. A noștri? Da, din Republica Moldova, cu toții okay. Urmărim cineva din afară. Inspirația mea și prietena mea de ani de zile, dar mai mult pentru că ea este inspirația mea, Ana Irina. Nu știu, mi se pare... Tot e perfect la fata și ea. A născut odată, dar nu știu de ce îi arăt preghine. Lifestyle mai mult, da? Da, da, da. Doamne, cine aș mai putea... Lily Lozan. Îmi place. Asta e femeie adevărată. Pentru mine, Lily este... femeie, știi? Și punctul 3, bine, nu 3, dar un al treilea cont. Eu l-aș urmări pe Alex Mann. Și nu știu de ce lumea n-l urmărește. Pentru că e soțul tău. El e fain. Noi vrem să ajungem la 10.000, că el poate să dă swipe up. Concurs, știi? Concurs. Nu, concurs nu. Am înțeles. Olga, descrie moldovenii în câteva cuvinte sau propoziții. Știi? Eu aș pune moldovenii în două categorii, dacă se poate, ca să pot să-i descriu. Este categoria neagră și categoria albă. Categoria neagră trăiesc oamenii și sunt oamenii invidioși. Nu știu, eu n-am văzut națiune mai invidioasă ca moldovenii. Bârfitorii, la fel. N-am auzit despre așa, deci n-am mai văzut. Și... trăiesc oamenii răutăcioși tot acolo, tot în categoria asta neagră. Și de partea asta, baricadei, sunt oameni care sunt sărituri la nevoie? Foarte. Oameni care sunt foarte primitori în casa lor. Tot o calitate specifică nouă moldovenilor. A părții albe, zic eu. Și, nu știu, sinceritate, dar aici este un mic procent de oameni de ăștia. Dar dacă ar fi să descrii moldovenii din diasporă, în special moldovenii din Marea Britanie, eu pot pe spun, care îi cunoști? Da, eu pot să spun așa, super primitori, am primit atâtea invitații în ospiții, că eu nu știu cât, dacă mi-ajunge o viață să mă duc la toți să-i văd. Scalzi, zdornici, sunt foarte dornici de casă, moldovenii, foarte. Adică, dacă ne întâlnim, vorbim doar despre Moldova, Moldova, țara, oamenii, politica, tot aici, știi? Da, eu am avut ocazia de câteva ori să merg și să mă întâlnesc cu mai multe comunități de moldoveni din afară și sunt extraordinari. Da, da. Și modul cum ei văd situația de aici, cum o trăiesc atât de intens, asta e minunat. Ce înseamnă pentru tine dragostea? Ce înseamnă pentru mine dragostea? Cred că dragostea este senzația de fluturi în stomac. Este un sentiment care nu se poate scrie sau citi, el se poate doar simți. Dragostea sunt copiii mei, adevărat. Ana știu, nu știam că pot iubi așa. Copiii când apar în viața unei femei, cel puțin viața mea cu siguranță a fost... Acum cu ani mă uit la ei și mă minunesc. Acești copii au fost făcuți de noi și wow, ăsta sunt oameni. Asta e incredibil. Frumos. Olga, ce înseamnă pentru tine acasă?
Acasă este locul unde sunt copiii mei. Uite, eu am venit aici, chiar mi-am dat seama că pentru mine acasă nu este locul propriu zis, dar unde sunt copiii mei, acolo e acasă. Iată, ei acum sunt în Marea Britanie și eu tot îi sun și le zic, mamă, o să vin acasă. Nu mă simt acasă, aici. Aici mă simt deja oaspete. Am venit să-mi văd prietenii, am venit să mai fac ce mai am de făcut, am venit să îmi iau o pauză emoțională și mă duc înapoi acasă. Și Olga, ce contează cu adevărat în viață? Să fii om. Contează să fii om. Contează să... Eu mi-aș dori tare mult să se elimine din viața noastră murdăria asta, banul, hârtia asta care a anulat omenia pur și simplu. Urăsc banii, sincer îți spun. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!